love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. Da, vă sunasem. Da, da. Da, pentru că arată foarte bine mașina. Eu miros a sarmale în mașina asta ta frumoasă. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Salut! Eu sunt Menemen și mă aflu astăzi aici pentru a face ride-sharing, doamnelor și domnilor, într-un sau cu un BMW seria 7. Nimic ieșit din comun, nimic anormal, opțiunile sunt multe, dar scopul este unul singur, și anume să vedem reacțiile clienților când vor afla sau când vor vedea fizic la fața locului că, din păcate și cu mare părere de rău, Dacia Logan MCV din 2016 este în service și sunt nevoit să fac această zi de muncă extrem de grea cu această mașină, cu un BMW seria 7. Înainte de toate și ca fapt divers, îi mulțumesc foarte mult pentru când mi-a dat această posibilitate de a pune în practică acest prim vlog, deoarece este vorba de o serie care sper că va fi foarte lungă și, de ce nu, și de succes. O serie în care voi face ride-sharing din când în când cu mașini de lux, cu mașini de zeci de mii sau, de ce nu, de sute de mii de euro, precum aceasta, care cred că e undeva între 80 și 110 mii de euro, în funcție de pachet, motorizare, nu știu exact detaliile, pentru că, așa cum am spus mai devreme, nu despre asta este vorba, ci doar despre client și despre reacția lor. Practic, fiecărui client în parte îi voi trimite un mesaj prin care îl voi informa că mașina care apare în aplicație, și anume respectiva Dacia Logan, pe care o știți cu toții că o am și cu care practic ride sharing, este în service din păcate și ca atare voi fi nevoit sau sunt nevoit să lucrez cu mașina proprie. Da, aia e. Și anume în tocmai acest BMW seria 7. Hai să dăm drumul la distracție și să vedem ce părere și ce reacție au oamenii când se urcă aici. Acestea fiind spuse, să dăm drumul aplicației în sfârșit, la 11:30 aproape. Bine, de fapt am mai făcut azi dimineață 3 curse, dar cu Dacia, care nu se pun. Dar să dăm drumul aplicației din această nouă postură de șofer de ride-sharing pe BMW seria 7. Așadar, să vedem când va intra prima comandă a primului client foarte norocos de astăzi. Să ne punem centurica. Și deci o avem pe doamna sau domnișoara Mirela, care se află la 8 minute și o distanță de 2 km. Hai să scriem mesajul. Bună ziua! Îmi cer scuze la doamna, la dumneavoastră. Nu se scrie așa corect. Îmi cer scuze. Pamflet. Stați cali. Îmi cer scuze, dar mașina din aplicație Dacia Logan este în service. Voi veni așadar cu mașina personală, un BMW cu număr. Mulțumesc pentru înțelegere. Preluăm textul. L-am copiat astfel încât să nu stau să scriu la fiecare client. O să fie doar un copy-paste. Și deci să-i dăm drumul. Imediat. N-ajung. Să rămână, nu merge butonașul, nu știu ce are. Bună ziua! Acum s-a blocat asta de aici. Mersi mult! Nu știu ce are butonul, de nu merge. Da, să rămână. Bună ziua! A spus destinația tot aici. Da, deci destinația, caut un bloc, vă spun imediat. Eu am băgat cu precizie, cum i-a scris, blocul
Păi nu, asta, 61... asta e problema, că n-ați băgat nicio adresă. Nu? Nu. E prima oară când folosesc aplicația. Nu e nicio problemă. Deci, e o stradă, în primul rând, după aia blocul vedem. Aha, deci, Bulevardul Iuliu Maniu, numărul 61. Deci, Iuliu... E prima oară când folosesc Maniu... aplicația. 61. Să fie lângă ușa. Păi și atunci cum a calculat el 16 euro, dacă eu nu... 16 lei, dacă nu ți-am băgat? Cursa minimă. Aha. Care poate să fie 100 de metri sau 5 km. În cazul de față, conform recalculării, tot 16. Da, vezi? Da, pe 3 km jumate, deci nu e... Bun. Asta e cursa minimă. Ți-am mai rescris, știi de ce? Că aici sunt toate bulevardul Timișoara 101. A, B, C, H, nu se înțelege. Dar nu, nu contează adresa, contează pinul care vă ia teoretic de unde sunteți dumneavoastră, deci... Deci el citește practic locația, vă ia locația, dar doar în momentul în care ați dat comandă. Am înțeles. Nu pe parcurs, ca atare unde ați dat comandă, acolo stați. Perfect, mulțumesc. Așa ar trebui. E aproape, nu? Din ce văd eu sunt 3 km? Da. Ah, bun. Cred că la ușam pe acolo. Aha. Ascultă-mă un pic, o întrebare. Da. Eu la anul fac nuntă, practic, și or să-mi vină de la aeroport mai multe persoane, da? Deci, din afară. Dacă te chem, știi din ce cauză? Deci, dacă eu mă duc la aeroport, clichez pe, cum se numește, pe taxi și iau taxiul de acolo, dar ei nu vor ști, majoritatea sunt italieni. Dacă... te pot chema, cumva lucrezi și la negru, sau nu știu cum să spun. Nu, pentru că nu e convenabil, nici pentru mine, nici pentru dumneavoastră, suntem destul de scumpi. Ok. Deci puteți da comandă de acolo spre unde doriți. Ok, dar eu pot programa din aplicație. Da, asta spun. Ca să nu mă duc eu să iau de la aeroport, înțelegi întrebarea mea? Da, asta spun, din aplicație puteți da comandă. Nu contează pentru cine, din aha. punctul aeroport în cazul ăsta până în punctul B. Aha, nu neapărat unde sunteți dumneavoastră, deci este ok. Okay. Nu e doar Bolt, e și Uber și eventual folosiți câte două conturi sau nu știu câte aveți nevoie ca să se ducă mai multe mașini. Deci aplicația îmi pleacă o unică mașină din aplicație sau? Da, aha. Una de Bolt, una de Uber. Puteți da două comenzi în același moment. Bun, nu m-am gândit. Mai e și ele, mai e și Black. Sunt mai multe aplicații, sunt vreo 5 aplicații, nu asta e problema. Dar se rezolvă în principiu, nu e nimic. De și ei, de fapt, chiar ei, spuneți-le, recomandați-le să-și descarce din Italia aplicația Uber sau Bolt, nu contează, sau ambele, și când ajung, trebuie să se descurce. Și când ajung, își dau comandă singuri, adică... Ca să nu stau eu să mă duc să iau de la aeroport, că n-aș reuși, că nevoie. Ajung în perioade diverse, înțelegi? Nu-i nevoie. Se rezolvă, trebuie un pic de organizare. Bun. Perfect. Ideal ar fi ca ei să își descarce aplicațiile, câte unul pe fiecare grup sau cuplu sau cum sunt. Uber-ul, oricum e și în Italia, deci foarte posibil câțiva să aibă deja Uber-ul. A, e și în Italia? N-am știut. Bineînțeles. Bine, acum depinde și de oraș, despre ce oraș e vorba. Despre ce oraș e vorba? De Treviso. Dar unii vor veni din Bologna, unii Este Uber. Vă mulțumim, Nestos, de mult. Vă mulțumesc eu. Sănătate și mulțumim. Zi minunată. La fel și dumneavoastră. Să rămână, la revedere. Meanwhile. Am o problemă. Cum se deblochează ușile la pasageri? Vezi că pe ușe la tine, în stânga, ai blocat sau deblocat. Le deblochezi tu, că se blochează ea singură. Okay. Le deblochezi tu ușa. Ok. Ai văzut pe mâner, în stânga, deasupra mânerului? Da, deja eu blocat să-mi credeam că alea-s doar pentru geamuri. Nu. În stânga ai lacătul și închis și deschis. Alea sunt pentru mașină. Gata, ok. Bine atunci. Te pup. Atenție, urmează imagini care ar putea afecta emoțional pe unii dintre voi. Asta deoarece, dacă ar exista un sunet care ar putea descrie efectiv panica, următorul este fix ceea ce trebuie. Mai ales atunci când conduci o mașină de circa 100.000 de euro, care nici măcar
nu ți aparține. Doamne, cât noroc să ai ca prima ta cursă pe o aplicație de ride sharing, oricare ar fi ea, să fie cu un BMW seria 7. Bă, asta e publicitate gravă, adică e promovare masivă. În alt ordin de idei, mă îndresc spre a doua cursă. Tot o doamnă sau domnișoară. Vedem. Bună ziua! Mulțumesc frumos, zi bună, sănătate! Bună ziua! Scuze! Bună ziua! Bună ziua! Așteptam mult și bine! Nu că mi-ați scris! Păi normal! Am închis-o? Da, da! Așteptam! N-am pare rău pentru schimbare! Bine că m-ați anunțat că nu m-aș fi îndreptat către mașina asta. Da, e o oarecare diferență între MCV și asta. Vă mulțumesc frumos, sănătate, zi frumoasă, la revedere! Doamne, oamenii sunt super timizi până acum. Adică sper, nu o să mai fac multe curse, că vreo 6-7 cu mașina asta cel puțin. Și sper să am ceva reacții, pentru că altfel chiar mă gândesc să regizez chestii. Lucru care, cu excepția sketch-ului postat și celui care este în curs de filmare și postare în curând, țineți deci ochii pe MNM Vlog, încă o dată vă aduc aminte că merită, nu am regizat niciodată nimic. În caz că cineva are încă acest dubiu, din nu știu ce motiv. Stai că era să vii să trimit mesajul. Hai și cu al patrulea client, care nu mi-a citit mesajul. Sunt aici, imediat. Da, 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 nu-i grabă, numai că n-ați citit. Ok. Namasă sunteți? Eu n-am deschis mesajul, îmi cer scuze, am zis că... Eu de fapt de-aia vă sunasem, că am văzut că nu-l citiseți. N-am citit pentru că am zis că m-a sunat direct. Am văzut pe acest BMW aici, dar eu am crezut că este Dacia, pentru că Dacia mi-arăta. Da, așa ar fi fost normal și îmi cer scuze că nu că este Dacia. Dar faceți cu mașină și privată sau e în service? E în service Dacia. Da, nu se merită să o stricați pe asta, că asta da, e... Da, nu se strică, merge foarte frumos, iau. Da, dar clienții, și cum sunt? Sunt și din aia care mănâncă... Să știți că... Dau pe jos. Da, da. Da, pentru că arată foarte bine mașina. Iar dacă e unul din ăla a băut, nu mai e atent. Care iese de la un restaurant. Da, foarte frig. Da, a venit toamna. Toamna. Că la, la 10 grade e toamnă. Păi, Dumnezeu. 10 grade e afară? Da, cam așa, 10-11. Nu se pare mai mult. În bord mi-arată 7 jumate, dar nu e adevărat. De ce? Nu e adevărat?
Eu cred că ăla e adevărat. Eu nu cred. Eu sunt mai optimist. Da. Nu se, se vede, se simte așa. Am zis că nu e așa. Nu știu cu taxiul dacă n-am ieșit afară. Am văzut că ce frig e. Am zis, wow, le trebuia să ne avem geaca. La munta ninț. Nu cum e. Trebuie să simțim că vin sărbătorile, că vin... Dacă e așa... cald, mă simt. E altfel acasă, Crăciun. Au, avem tradiții, avem porci, punem vinul proaspăt pe masă. Dar noi încă nu am podobit nimic. Vorbe, vorbe! Eu locuiesc la Londra. La noi în Londra deja sunt cluburi mari. Mult prin centru, na, gata, e sărbătoare. Aici? Dar... Nu. Da, Amiras, nu? Oh, da, e, da. Exact. Deci repede mai jos. Păi nu faci nimic, 15 lei. Mai bine așa, ia, ia da, așa, pe așa. Dă-mi aia înapoi și stau pe așa. Hai, stai o zi. Păi nu, atunci stai așa, ia așa. Da, bine. La jumate. Așa. Îți mulțumesc mult. Dacă tot am mers cu BMW-ul... Mă simt jignită, știți? Sănătate, zi bună! Hai că m-am făcut de 20 de lei bacșiș. Vedeți că ăsta poate fi avantajul de a folosi o mașină, bine, nu atât de sus ca nivel, dar o mașină de un nivel superior, să zic așa, că ești pasibil de bacșiș mai consistent, ceea ce poate însemna și undeva la 5-600 de lei în plus pe lună. Oricum, din 4 clienți până acum am avut doar cliente, de fapt, două dintre ele din străinătate, adică locuiesc afară, una Italia, una Anglia și una pentru prima dată a folosit Bolt. Adică azi am o selecție de clienți top. Când ar fi ok să am de fapt cei care folosesc mai des acest serviciu și care sunt mai obișnuiți cu ceea ce se întâmplă, ca să poată avea un termen de comparație real. În fine, iau o mică pauză pentru că am un pic de treabă și revin cu a doua parte a scurtei zile de ride sharing cu BMW seria 7. Later. That's it, mi-am terminat treaba și să-i dăm drumul cu cursa numărul 5. Salut, eu sunt. Da, de-aia sunam, că am văzut că nu văzusei. Eram pe WhatsApp și... Fără milă. Nu-i bai. Eram la telefon, scuză-mă, că o să trească să continui. Da, da, nicio problemă, doamne ferește. Faceți prank-uri pe YouTube? Nu e prank, fac YouTube, nu, mașina e în service. O să fie postat situația, dar nu prank. Ok, ok, am spus. Gata, am revenit, scuze, a fost o schimbare cu mașina de așa. Ia să vedem, pe ce canal nu o să mă văd? MNM Vlog. MNM? MNM. MNM Vlog. Vlog. Și doar MNM tot apare. Vlog. Aici, da? Da, da. Mulțumesc foarte mult, bine. Sănătate, zi bună, sănătate. Salut, ceau. Extraordinar de perspicace și cu un simț al observației, ieși din comun, aș putea spune. Din prima și-a dat seama despre ce este vorba. Nu-i prank, că nu despre asta este vorba, dar oricum, un material pentru rețele sociale, YouTube, whatever. Bună ziua. Bună ziua. Da, eu miros a sarmale în mașina asta ta frumoasă, tu nu te superi. Sarmalele sunt foarte bune. Care e problema cu sarmalele? De cu atât mai mult. Da. Să vă mulțumesc frumos, 15 lei. Da. Uite aici, mulțumesc și eu. O zi bună. Stai să vă dau restul. Restul? Nu, mersi frumos. A fost un drăguț. Să rămână, mulțumesc eu. Sănătate. Bună. Bună. La? La Gio, te rog. Mulțumesc frumos. Putem? Imediat să aflu și eu. 10 lei. Imediat. Mulțumesc frumos. Sănătate, zi frumoasă. Fotomodele Milano. Inginer pe la Bergamo. Avem jucător
la Roma sau Fiorentina. Băieți deștepți din Mexic până în China, pe la radio auzi numai Ozon și Ina. Nemții fac coadă să ne cumpere mașina. Salut! Fără Milo. Mulțumesc mult, eu zi bună, sănătate! Bună ziua! Să fie într-un ceas bun și la cât mai multe! Chiar să iau pierdă în gură! Nu prea pice pe acolo! Dați tare cu ușa că nu e... Băi, nu e! Mai? Sau nu fac bine? Păi, exact! Nu știu cum să închid! Vezi că aveți acolo, în mânera, jos! Ok, gata! E regulă. E de nasul meu așa ceva. Mulțumesc frumos, ia sănătate, zi minunată. Și cam despre asta a fost vorba, doamnelor și domnilor, dragi urmăritori. Fac acest outro din mers întrucât mă grăbesc și nu aș vrea să stric peisajul acestui vlog cu un outro din obișnuita mașină cu care fac de obicei ride sharing. A fost un experiment interesant, m-am distrat mai mult eu decât clienții, cred, sau pur și simplu clienții au fost atât de timizi și... emoționați oarecum. Cert este că pentru mine a fost foarte interesant. Cert este că am făcut o zi de ride sharing, chiar dacă doar de 9 curse, cu un BMW seria 8. Abia aștept să văd când voi reuși să filmez al doilea episod din această serie și bineînțeles cu ce mașină voi reuși să filmez al doilea episod, dar până una alta, acestea fiind spuse, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like, să-l distribuiți mai departe, să vă abonați la canal și să apăsați clopoțelul, dacă nu ați făcut-o evident deja, să mă urmăriți pe TikTok, Instagram și Facebook căutând Eu sunt MNM peste tot și ne vedem bineînțeles data viitoare cu un nou vlog bombă, credeți-mă pe cuvânt. Now it's supposed to feel